Bună ziua, bine v-am găsit! România se închide pe bucăți. Cea mai afectată în momentul acesta este Timișoara, care a intrat în urmă cu puțin timp în scenariul roșu. Toate localitățile în care rata de infectare depășește 3 cazuri la 1000 de locuitori sunt astăzi supuse imperiului implacabil al certificatului verde. Pentru restaurante, mall-uri, piscine, spectacole, evenimente, se cere acest certificat, nicăieri nu mai puteți intra fără el dacă sunteți într-o astfel de localitate. La nivel național, în momentul acesta, mai sunt 175 de paturi la terapie intensivă. Medicii cer punerea în vânzare a unui medicament. Este vorba despre un medicament românesc, un antiviral folosit pentru bolnavii de COVID, care e de negăsit în farmacii. Mulți medici cred că medicamentul acesta ar putea să prevină etapa internării la terapie intensivă. Despre ce e vorba, veți afla la NewsPass. Și tot în această emisiune îl veți auzi pe ministrul educației cu precizări despre momentul închiderii școlilor și trecerea în online. E aproape clar că școlile se vor închide, dar nu știm dacă va fi la mijlocul sau la sfârșitul lunii octombrie. Bun, mergem mai întâi la Timișoara, pentru că este foarte interesant să înțelegem cum face față acest mare oraș trecerii în scenariul roșu. Este scenariul pe care vrem să-l evităm aici în București, dar e posibil să ne îndreptăm și noi tot acolo. Domnul prefect Ovidiu Drăgănescu este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi, domnule prefect. Bună ziua! De asemenea, directorul medical al Spitalului Victor Babeș, un spital care se confruntă cu o explozie de cazuri de infectări și în care medicii se gândesc chiar la o secție de tratare înainte de momentul terapiei intensive. Doamna Diana Manolescu, mă iertați, este în legătură telefonică. Bună ziua, doamna doctor, mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Domnule prefect, voi începe cu dumneavoastră, pentru că de la București ne uităm la Timișoara ca la un oraș test în momentul acesta. Cum ați ajuns în situația aceasta să intrați, să fiți primul mare oraș din România care intră în zona roșie? Da, din păcate creșterea a fost destul de accentuată a numărului de infectați la 1000 de locuitori. Deja știam cam de noi vineri că în ziua de duminică ne va duce la peste 3 la mie și astăzi vom avea o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în care vom adopta măsurile care sunt necesare la această incidență. Sunt măsuri adoptate în hotărârea de guvern de săptămâna trecută, care totuși face un mare bine industriei Horeca și altor tipuri de activități, deoarece nu se mai închid activitățile în aceste zone economice la 3 la mie, ci se vor închide la 6 la mie. Dar trebuie să aplicăm certificatul COVID la intrarea în toate spațiile care desfășoară anumite tipuri de activități, de la restauranturi, baruri, nunți, botezuri, competiții sportive, etc., etc. Pentru aceasta, fiecare organizator sau fiecare unitate economică trebuie să-și descarce o aplicație cu care poate verifica fiecare cetățean care dorește să participe sau să intre în acele locații, să verifice că nu este infectat, este ori vaccinat, ori are teste rapide sau PCR cu rezultat negativ. Domnule prefect, aveți suficienți angajați care să verifice conformitatea acestor certificate verzi? Dumneavoastră autoritățile, mă refer în ansamblu. Autoritățile care verific vin în cadrul Ministerului de Interne, Poliția Județeană, respectiv Jandarmerie, Inspectoratul de Jandarmerie Județean. Apoi sunt reprezentanții altor instituții, cum ar fi Inspectoratul Teritorial de Muncă. Ei cu siguranță vor putea verifica toate aceste locații, toate aceste unități în momentul în care vor ajunge acolo și vor verifica de fapt corectitudinea, admiterea celor persoane în acele locații, la acele competiții sportive, spectacole, festivaluri și alte manifestări de acest gen. Doamna doctor Manolescu, pentru dumneavoastră am o întrebare, pentru că se are în vedere în premieră, nu cred că mai există așa ceva în România, înființarea unei secții de preterapie pentru pacienții cu COVID. De câteva zile numărul cazurilor este din ce în ce mai mare. Înțeleg că ați extins din punctul de vedere al capacității de cazare, să spun așa, zona roșie. Ce înseamnă preterapie?
Da, aveți dreptate, așa este. Spitalul a extins partea de secție roșie, secție COVID, în pavilionul de boli infecțioase, datorită numărului crescut de cazuri noi cu forme moderate, severe și chiar foarte severe care se adresează Spitalului Victor Babeș. Ceea ce privește, așa cum a spus și dumneavoastră, reorganizarea prin această aripă de preterapie, ea a mai fost activă și în valul 3, pandemic, pentru că ne-am confruntat și atunci cu forme foarte severe și am mobilizat și colegii de la terapie intensivă și colegii de pe secție să venim în întâmpinarea acestor forme foarte severe cu crearea, cel mai probabil vor fi 34 de locuri de preterapie. Adică acești pacienți, pacienții care sunt internați în spital și au forme foarte grave de boală și care necesită, de exemplu, oxigen cu debit foarte înalt, necesită ventilație non-invazivă, necesită monitorizare mult mai atentă și terapie adecvată, sunt monitorizați în această zonă a spitalului. Vorbim de pacienții care îndeplinesc sau sunt monitorizați ca și pacienții de pe terapie intensivă, dar nu sunt pacienți intubați. Deci vorbim de această categorie de pacienți. Înțeleg că numărul celor care au nevoie de oxigen la dumneavoastră la spital nu este deloc mic. Este foarte mare, foarte mare. Noi încă de la început am internat și am asigurat asistență medicală formelor severe și foarte severe. Vorbim de un consum, într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, sau de o nevoie de oxigen foarte mare. Pacienții vin cu insuficiență respiratorie, sunt dependenți, de fapt, de oxigen chiar din momentul în care se prezintă de la domiciliu. Domnule prefect, ne uităm la Timișoara ca la un oraș test în momentul acesta, pentru că sunteți primul mare oraș care intră în zona roșie, în care se cere, începând de astăzi, certificatul acesta verde. Și aș fi vrut să știu dacă a fost convocat de către conducerea Ministerului de Interne vreun comitet național privind această situație. Nu, aici este efectiv sarcina comitetelor județene care trebuie să ia măsuri. Pot să vă spun că avem aici localități care trec astăzi chiar de 6.000 de locuitori, unde restricțiile sunt mult mai dure, adevărat sunt localități mici, dar acolo, din păcate, vom intra inclusiv în scenariul de școală online cu copiii din acele localități, așa că ne descurcăm singur. Comitetul Național pentru Situații de Urgență ne poate da doar anumite ajutoare. Eu am avut o discuție azi dimineață chiar cu domnul doctor Arafat vis-a-vis de ce măsuri vom lua. Suntem în legătură cu ei și sper să ne descurcăm, deși evident că va fi greu la început, toate aceste unități economice trebuie să-și descarce acea aplicație pentru a verifica apoi fiecare persoană care dorește să intre acolo. Probabil că vor fi și anumite sincope, dar nu cred că vor fi probleme. Timișoara, de bine de rău, iată și la numărul de teste stă în față, de aceea poate că avem și cele mai multe și această creștere rapidă, fiindcă s-a și testat foarte mult, doar în weekend au fost peste 600 și ceva de teste. Probabil că pentru anumite afaceri mai mici sau mai mari va fi la început greu, dar cred că ne vom descurca. Da, e interesant, vă spuneam, este un test pentru România ce se întâmplă la dumneavoastră la Timișoara. Doamna doctor, câți dintre cei spitalizați care au adus unitatea dumneavoastră medicală într-o asemenea stare de alertă sunt vaccinați? Vorbim de câteva cazuri punctuale, pentru că pacienții care sunt vaccinați și totuși sunt pozitivi la infecția SARS-CoV-2 fac forme ușoare sau moderate, sunt evaluați inițial și încadrați în forma de boală, primesc recomandările de tratament și sunt monitorizați cea mai mare parte dintre ei la domiciliu de către medicul de familie. Peste 98% din toți pacienții care sunt internați în momentul de față în Spitalul Victor Babeș sunt pacienți nevaccinați. Vorbim și de pacienți vârstnici cu comorbidități, dar în majoritatea cazurilor sunt și pacienți tineri, fără alte afecțiuni anterioare de infecția SARS-CoV-2.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru intervenția dumneavoastră. Pentru dumneavoastră mai am o ultimă întrebare, domnule prefect. Având în vedere că sunteți în această situație de scenariu roșu, de câte ori pe zi raportați la centru, la București, situația de la Timișoara? O dată pe zi, de mai multe ori? Noi avem raportările care se fac zilnic, dar discuțiile care le avem atât la Departamentul de Situații de Urgență, cât și la Secretariatul cu prefecturile, cu instituțiile prefectului, evident, sunt mai multe în timpul zilei. Probabil că în această perioadă, mai ales că vom fi și primii, vom avea mai multe discuții telefonice. Mulțumesc foarte mult, domnule prefect, și succes în gestionarea acestei situații complicate. Bucureștiul s-ar putea îndrepta către scenariul roșu în care se află Timișoara. Oricum, în jurul Bucureștiului există un fel de lanț de localități în care rata de infectare depășește uneori chiar și 6 la mie. Haideți să vedem cum arată harta localităților din jurul Bucureștiului și în ce condiții s-ar putea decide aici intrarea în scenariul roșu. Da, imediat vom vedea care este situația în jurul Bucureștiului, pentru că în condițiile în care la sfârșitul acestei săptămâni are loc un eveniment politic important, este vorba despre Congresul PNL, mulți sunt cei care joacă rol de Toma Necredinciosul și se gândesc că probabil cifrele ar putea să fie ținute în frâu până la momentul acestui congres. Dar realitatea nu poate fi ignorată. Haideți să vedem cum arată situația în jurul Bucureștiului. 8 localități din județul Ilfov se află la un pas de a fi considerate zone roșii după ce rata de incidență a depășit 3 la 1000 de locuitori. Cea mai mare rată de incidență este în Afumați, unde numărul de infectări a trecut de 6 la 1000 de locuitori. A fost impusă deja o serie de restricții, iar localnicii vor fi monitorizați de către autoritățile competente pentru a se asigura că măsurile aplicate sunt respectate. Vor fi interzise participările, dacă vorbim de evenimente de tip și botezuri, vor fi evenimentele sportive, vor fi fără spectatori. Activitatea restaurantelor și cafenelelor va fi făcută în condițiile de neparticipare la interior. Măsurile vor fi respectate prin verificările făcute atât de către cei de la poliție, de la jandarmerie, cât și de către cei de la DSP. În restaurante, cafenele, cluburi, baruri și săli de cinema, accesul va fi permis exclusiv posesorilor unui certificat verde, iar personalul este nevoit să se pregătească pentru acest demers. Obligativitatea verificării și folosirii acelei aplicații este obligatorie începând cu data de luni. Deci până atunci toți operatorii economici vor fi pregătiți cu aceste aplicații. Școlile din Afumați sunt închise după numai o săptămână de învățământ în format fizic. Autoritățile au anunțat că toți elevii se întorc la ore online. Excepție fac grădinițele și învățământul special. În Afumați, copiii se întorc la ore online. De când vor fi închise școlile din București? Este o chestiune care ne preocupă pe toți. Ministrul Educației, domnul Sorin Câmpeanu, este în legătură telefonică directă cu noi acum. Bună ziua, domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Da, Sărmâna, mulțumesc. În primul rând, o corecție. Elevii din Afumați nu rămân în online. Bun. A fost o decizie eronată. Așa. A fost o necunoaștere a cadrului legal, respectiv a Ordinului Comun Ministrul Educației, Ministrul Sănătății, care la articolul 2, aliniatul 3, precizează foarte clar ziua de referință unică pentru a decide în ce scenariu funcționează școlile întreaga săptămână este ziua de vineri. În ziua de vineri, în România, existau doar 13 localități care aveau rata de 6 la 1000 depășită. Este vorba de 5 localități în Satul Mare, este vorba de două localități în Cluj, o localitate în Caraș, alta în Dolj, alta în Sălaj, alta în Sibiu, alta în Arad, niciuna în Ilfov.
Am înțeles. Mulțumim pentru precizare. Nu avem nicio localitate. Decizia a fost luată greșit și am cerut imperativ corectarea acestei decizii. Ordinul comun ministru. Domnule ministru, cine a luat, mă iertați, cine a luat greșit această decizie? Că e o chestiune extrem Inspectoratul Școlar Județean, împreună cu prefectura și cu membrii Comisiei Județene pentru Situații de Urgență. Da, dacă inspectoratele școlare ajung să aplice greșit decizii în astfel de condiții, pățesc ceva, adică vor fi sancționați? Cu siguranță da. Cu siguranță da, și am avut discuție deja cu toți inspectorii școlari general pentru a preîntâmpina aceste situații în care ne jucăm de a închide școala, deschide școala cu elevii. Lucru absolut inadmisibil. Am stabilit această regulă. Ziua de vineri este singura zi la care ne raportăm, singura zi de referință pentru întreaga săptămână. Acest lucru a fost stabilit cu Comitetul Național, împreună cu Comitetul Național pentru Situații de Urgență, deci o autoritate superioară Comisiilor Județene pentru Situații de Urgență. A fost stabilit împreună cu Ministerul Sănătății și INSP. Trebuie doar să fie respectat. Da, bun, domnule ministru, aflăm un lucru nou. Eu vă sunasem pentru că mă gândeam că telespectatorii ar vrea să afle de la dumneavoastră, care sunteți foarte bine racordat la situația epidemiologică, dacă în București există posibilitatea ca școlile să fie închise începând din luna octombrie. Poate ne răspunde și la această întrebare, dar aflăm alte lucruri. Aflăm că e nevoie până la urmă să faceți ca Ministerul Educației să facă pe jandarmul pentru a împiedica. Din păcate da. Vă rog. Din păcate da. Suntem în stare de alertă și e nevoie de aceste intervenții directe și ferme. Vă răspund și la întrebarea referitoare la rata de infectare din București. În luna august am avut o creștere de 6 ori a ratei de infectare, de la 0,13 la 0,78 la mie. Astăzi avem 2,57 la mie rată de infectare, după ce am avut ieri 2,44, 2,44 și alaltăieri 2,33. Dacă se păstrează matematic acest trend ascendent, această viteză de creștere a ratei de infectare, din punct de vedere, repet, strict matematic, este probabil ca în a doua jumătate a lunii octombrie Bucureștiul să atingă rata de infectare de 6 la mie. Pentru a preîntâmpina acest lucru, singurul lucru pe care putem să-l facem este să respectăm riguros regulile de protecție sanitară în școli și să susținem importanța și necesitatea vaccinării în rândul școlilor. Vorbim aici și de elevi care se pot vaccina, dar și de cadre didactice care nu s-au vaccinat încă. Sunt singurele lucruri pe care le putem face pentru a menține școala cât mai mult deschisă. De altfel, ați văzut că și doctorul Raed Arafat a declarat ieri că școlile trebuie să fie ultimele care se închid și primele care se deschid, atrăgând atenția asupra pierderilor generate de închiderea școlilor și trecerea în online. Domnule ministru, aveți o idee despre ce se întâmplă în centrele acelea de vaccinare deschise în apropierea școlilor? Merg părinții, copiii să se vaccineze acolo? Avem un progres important al ratei de vaccinare în rândul elevilor, dar încă nu avem organizate acele echipe de vaccinare în școli, care să vină în sprijinul elevilor care doresc să se vaccineze și care beneficiază de acordul expres și informat al părinților pentru vaccinare. Și cine trebuie să organizeze aceste echipe de vaccinare? Avem o problemă de reglementare, pentru că școlile nu sunt autorizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul medical. Suntem în discuții cu Ministerul Sănătății și INSP pentru a vedea care este calea legală pentru distribuirea acelor formulare care nu sunt obligatorii sau nu de către părinți, nu au caracter obligatoriu, dar ele ne ajută să identificăm intenția de vaccinare. Răspunsul poate să fie da, doresc vaccinare pentru copilul meu sau nu, nu doresc, sau a treia variantă, sunt încă indecis. Ah, interesant. Ministerul de Interne... Dintre aceste trei răspunsuri, pe noi ne interesează în mod deosebit răspunsurile cu da, pentru a putea vedea dacă într-o școală sunt 10 sau 20 sau 100 de elevi care se pot vaccina, pentru a putea merge cu echipe mobile în cooperare cu CNCAP și DSP pentru a veni în sprijinul elevilor care doresc să se vaccineze prin aceste echipe mobile care să meargă în școli. Dar pentru a merge în școli trebuie să știm câți elevi din acea școală trebuie să se vaccineze, pentru a putea dimensiona corect și numărul membrilor echipei și timpul. Chestiunea aceasta cu prelucrarea datelor cu caracter personal este în parohia Ministerului de Interne. Este în parohia Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Am înțeles. Care deja a sancționat Ministerul Educației pentru o serie de acțiuni care
în opinia acestei autorități, nu a respectat GDPR. Am înțeles, deci Ministerul Educației în momentul acesta cu mâinile legate din cauza sancțiunilor primite. Din păcate, da. Am înțeles. Din păcate, da, dar trebuie să găsim soluția legală de ieșire din impas. Da, ne-ați dat multe informații la această oră și vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru intervenția dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză de publicitate și revenim la îngrijorarea multor medici care vorbesc despre faptul că în farmacii nu se găsește un medicament produs în România care ar putea să împiedice spitalizarea, intrarea celor bolnavi de COVID la terapie intensivă. Cum se poate readuce în farmacii acest medicament? Vă spunem după o scurtă pauză. Școli care se închid fără să respecte legea. Asta este informația pe care ne-a dat-o în urmă cu doar câteva minute la Newspass ministrul Educației, domnul Sorin Câmpeanu. Este cazul unor școli din Ilfov care au anunțat că vor trece în online, deși nu era cazul să se întâmple lucrul acesta potrivit Ministerului Educației. Avem o legătură telefonică directă cu domnul Eugen Ilea, este președintele unei asociații de părinți. Bună ziua, domnule Ilea, mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua! Practic asta mai lipsea. Adică oricum așteptăm precizări clare în legătură cu data închiderii școlilor. Faptul că sunt anumite inspectorate care înțeleg greșit cum se aplică legea, e cireașa de pe tort sau bomboana de pe colivă. Cam așa privim și noi lucrurile, mai ales în condițiile în care toată vara și toată această perioadă până la începerea anului școlar am tot bătut moneda în toate discuțiile avute cu Ministerul Educației să deschidem în format fizic, să fim la școală prezenți, pentru că avem nevoie de așa ceva, având în vedere tot ceea ce s-a întâmplat anul trecut școlar. Acum nu înțelegem oare de ce aceste inspectorate au luat această decizie. Este peste puterea noastră de acceptare acest lucru, pentru că, repet, ne-am zbătut ca școala să se deschidă și să funcționeze în format fizic. Ministrul ne spunea mai devreme că va fi nevoie de un control și mai strict al Ministerului Educației față de aceste inspectorate. Domnule Ilea, o ultimă întrebare. Vă ascult. Părinții pe care îi reprezentați sunt pregătiți pentru scenariul acesta al intrării școlilor din nou în online? Pentru că știm că a provocat foarte multe bulversări în sânul familiilor, nu doar din România, peste tot în lume. Având în vedere că noi am făcut un sondaj propriu al Federației privind deschiderea și cum să funcționeze școala și a reieșit faptul că majoritatea părinților își doresc format fizic. Nu cred că este cazul să discutăm despre altceva. Da, atunci când se va ajunge într-adevăr în 6 la 1000, nu avem ce să mai discutăm, dar până atunci nu cred că este cazul să luăm decizii contrare unui ordin comun. Acum să vă dau un pic și din casă. De azi de dimineață chiar am foarte multe mesaje primite și telefoane primite de la părinți să putem face ceva astfel încât să se meargă totuși în format fizic la școală. Pentru că, repet, ceea ce s-a întâmplat anul trecut ne-a dus la concluzia că totuși școala în format fizic este școala adevărată și atunci putem vorbi despre educație. În format online, din păcate, încă nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Vă mulțumesc mult, domnule Ilea. Avem o legătură directă și cu cercetătorul Octavian Jurma, despre care s-a vorbit și pe care l-am auzit atât de mult în ultimele zile. Domnul Jurma are o analiză foarte bine științific realizată și cât se poate de viabilă, domnule Jurma, legată de intrarea în scenariul roșu. Dumneavoastră spuneți că este inevitabil ca Bucureștiul să intre în scenariul roșu în următoarele zile. Da, din păcate,
este consecința matematică a felului în care evoluează pandemia. Am văzut că circulă un tabel de predicție al meu care este confundat cu un tabel de programare a infectărilor. Nu știm care e diferența. Dacă puteți să faceți precizarea, ar fi foarte bine. Programarea înseamnă că cineva a hotărât că vor fi 5.000 de cazuri în București peste 3 săptămâni. Prognoza este că dacă e în calcul felul în care evoluează lucrurile de la o săptămână la alta și vezi că se dublează de la o săptămână la alta, poți calcula că vor fi 5.000 de cazuri în București peste 4, 5 sau chiar 6 săptămâni dacă nu se intervine. Singurul motiv pentru care prognoza a fost atât de corectă este că nu s-a făcut nimic să se împiedice acea prognoză. Rolul prognozei, exact ca în cazul meteo, este să te anunțe, să ții niște măsuri de precauție ca să eviți consecințele situației respective. Da, nu s-a făcut nimic, nici măcar din punct de vedere tehnic, după cum spunea puțin mai devreme ministrul educației, pentru că centrele acelea de vaccinare din școli nu îndeplinesc condițiile de funcționare. Degeaba s-a vorbit despre ele dacă nu au avizele necesare. Bun, domnule Jurma, nu faceți politică, nu aveți niciun fel de legătură cu zona aceasta, dar există suspiciuni că acest mare eveniment politic, Congresul PNL, care ar trebui să reunească la București, la Romexpo, mii de participanți, ar putea să ducă la un reglaj fin al numărului de cazuri, pentru că, până la urmă, n-ar fi prima oară când am aflat că s-a intervenit asupra numărului de cazuri în România. Au spus-o chiar miniștrii, au spus-o înalți oficiali din Ministerul Sănătății. Da, am avut un caz foarte elocvent anul trecut în Ilfov, în care numărul de cazuri creștea și incidența scădea, am atras atenția, în cele din urmă au revenit duminica, ni s-a stricat computerul. Deci ceea ce facem, ce fac eu, este prognoza numărului de cazuri calculate standard, după formulele puse la dispoziție și folosite în toate țările din Uniunea Europeană. La noi incidența oficială se calculează diferit și de aceea, într-adevăr, există o decuplare, în primul rând că este cu 3 zile în urmă, nu se iau în considerare populația pe care o vedem noi, deci este o grămadă de criterii care pot justifica o temperare a incidenței și inclus, dacă vedeți, exact a doua zi după ce s-a încheiat Antold, s-a depășit pragul acela de 2 la 1000, deci sunt lucruri care se pot face, însă viteza de creștere în București este atât de mare încât este aproape imposibil să nu se depășească acest prag chiar și din punct de vedere oficial. Nu cred că este așa o problemă. În mod normal, certificatul verde a fost emis, această ordonanță, tocmai pentru a se putea permite accesul în zone protejate, ca să spunem așa, din punct de vedere epidemiologic, cu ajutorul certificatului. Deci dacă toți sunt vaccinați, testați sau scanați, nu văd de ce nu s-ar putea ține acest congres. Problema cea mai mare este că, vedeți, și aceste declarații sunt mereu declarații de neputință. Dăm niște lucruri, ordonanțe, legi, gata, vom face centre de vaccinare, vom face testarea în școli sistematic și după aia stai că părinții nu vor, stai că nu suntem avizați, stai că nu... Păi în ce țară? Nu trăim? Nu, stânga nu știe ce face dreapta în guvern. Când dai ordonanța asta foarte triumfal și câștigi aplauzele, nu știi că peste o săptămână nu o să fii capabil să o influențezi? Chiar nu știi că părinții nu sunt vaccinați, profesorii nu sunt vaccinați, copiii nu sunt vaccinați, obligația este doar prezența la școală, nu este obligatorie mai, și figuranța lor. Mai constatăm ceva, domnule Jurma, constatăm o ruptură evidentă de comunicare între ministerele care ar trebui să gestioneze manu militari, nu? Așa cum s-a întâmplat în primul val al pandemiei, pentru că unii nu primesc informații de la alții, au ajuns să se amendeze, să-și dea amenzi reciproc. Ministerul Educației amendat așadar de autorități care consideră că încalcă legea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De parcă nu se vorbise despre începutul anului școlar, ci centrele de vaccinare din școli. Vreau să vă arăt, domnule Jurma, niște imagini de ieri. 25.000 de oameni adunați împreună în Cluj, o distracție ca în zilele bune ale verilor, care de acum deja o amintire. Haideți să vedem aceste imagini și revenim la predicția dumneavoastră. Spuneți că vor fi 10.000 de cazuri pe zi, poate chiar 40.000.
Clujenii au profitat din plin de ultima noapte înainte de reintroducerea măsurilor stricte în contextul pandemiei. Mii de oameni s-au distrat la o discotecă amenajată în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Odată ajunși acolo, oamenii au uitat complet de masca de protecție și de respectarea distanțării fizice. În acest moment, în Cluj, activitățile de acest gen se pot desfășura doar cu participarea publicului până la 70% din capacitatea spațiului în care se desfășoară evenimentul. În imagini se vede însă cum sala este plină de oameni care dansează unul lângă celălalt. Zilele trecute, rata de incidență a depășit pragul de 2 la 1000 în Cluj, după ce aici a avut loc cel mai mare festival de muzică din Europa. Autoritățile au introdus un set nou de reguli pentru a preveni îmbolnăvirea cu SARS-CoV-2. Clujul o ține într-o petrecere. Domnule Octavian Jurma, spuneți că se va ajunge la 40.000 de internări în spitale în a doua parte a lunii octombrie, astăzi. În această dimineață, grupul de comunicare strategică ne-a transmis că mai sunt 175 de paturi la nivel național, deci în toată țara, la terapie intensivă. Da, din păcate, situația este foarte, foarte gravă și foarte neglijată. Vedem că Timișoara, acum ne uităm la Cluj, care încearcă să țină față cu Timișoara. În Timișoara, pe 15, s-a trecut în scenariu galben, s-au chinuit, s-au adunat, au dat niște reglementări și pe data de 19, Timișoara a intrat în scenariu roșu. Deci pandemia se mișcă atât de repede încât măsurile care tu le declari acum, într-o săptămână, vor fi copleșite de pandemie. Chiar și acest certificat verde, care teoretic asigură funcționarea pe o perioadă lungă de timp între 3 și 6 la mie, majoritatea localităților, inclusiv București, între momentul în care va ajunge la 3 la mie, în această săptămână probabil, și momentul în care va ajunge la 6 la mie, nu va fi 8 săptămâni, cum i-a luat să ajungă la 3 la mie, vor fi 2. Vă mulțumesc, deci, foarte mult. La început... Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Va trebui să ne oprim după o scurtă pauză despre medicamentul care lipsește în momentul acesta din farmacii și care ar putea să facă în așa fel încât numărul de internări la terapie intensivă să fie mai mic.